oră, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Obiectiv. Trupul celui de-al treilea turist dispărut în Munții Făgăraș a fost descoperit în urmă cu puțin timp de salvatori. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 60 de ani, găsit după o amplă operațiune de căutare cu elicopterul. Toate cele trei cadavre sunt la o altitudine de 2000 de metri în zona Cheia Bândei, iar recuperarea lor va fi una extrem de dificilă din cauza condițiilor grele și a riscului de avalanșă. Sabin Ciornoiu, președintele Asociației Naționale a Salvatorilor Montani, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ciornoiu! Ce ne puteți spune despre această operațiune de recuperare a celor trei trupuri? Deci operațiunea a fost declanșată azi dimineață. Echipele de salvatori montani au fost transportate în zona de creasta masivului Făgăraș. De acolo au coborât către locul unde ieri au fost identificate cele două trupuri și, într-adevăr, într-una dintre locații a fost găsit și cel de-al treilea trup dispărut. Și în acest moment, de circa 20 de minute, prima echipă a ajuns la primul cadru și a solicitat echipamentul necesar pentru a începe recuperarea acestuia. La ce distanță sunt unele de altele? Sunt în același loc, la distanță mică, cele trei trupuri? Cele două identificate ieri sunt pe văi diferite, nu sunt în aceeași locație, doar două dintre ele se află în aceea zonă. Deci probabil colegii vor face o mică analiză a ce vor găsi la fața locului și poate ori să tragă niște concluzii. S-ar putea ca doi dintre ei să fie avut un accident și cel de-al treilea, în încercarea de a merge să meargă să anunțe sau să intervină cumva, să fie avut și el la fel un accident. Acum se încearcă recuperarea trupurilor. Într-adevăr, operațiunea e foarte dificilă. E vorba de o zonă foarte, foarte accidentată. Sunt acumulări mari de zăpadă în zonă. Acum, către prânz, temperaturile cresc foarte mult și există pericolul să pornească avalanșe. Dar colegii mei care sunt acolo cu siguranță vor încerca să gestioneze cât mai bine toți factorii de risc din zonă și să încerce să evite pe cât posibil să se expună inutil în acest moment. Dar eu sper să termine astăzi acțiunea și să se încheie și să terminăm odată cu această problemă care, repet, ne consumă foarte multă energie și pune salvatorii într-o situație de risc foarte mare. În pericol. Să aibă tot succesul de care au nevoie, domnule Cornoi. Mulțumim pentru informații. Așadar, operațiunea salvamontiștilor a început încă de dimineață, doamnelor și domnilor. Vedeți în materialul următor ce informații sunt până acum. O echipă de salvamontiști a pornit deja să recupereze cadavrele reperate de un elicopter smurd. Trupurile neînsuflețite se află pe doi versanți diferiți ai crestei principale din Munții Făgăraș. Ca să-i poată recupera, salvatorii se vor împărți în două echipe. La 50 metri este rucsac, e un rucsac negru. În partea dinspre sud a lui era o mănușă albastră. Și am mai găsit încă o chestie care pare a fi alt rucsac. Deci dacă îți dă rucsacul, în ajutorul salvamontiștilor vin și elicopterele care îi vor ajuta să coboare în zona greu accesibilă ca să ridice cadavrele. Mama tânărului de 18 ani, care a fost luat de avalanșă, ține în permanență legătura cu echipele de intervenție și a postat un mesaj sfâșietor pe Facebook. Trupul lui Octavian a fost localizat din elicopter. Mulțumesc, copil vesel, pentru acești 18 ani. Am fost cea mai împlinită mamă. Domnul să ne lumineze, să umblăm așa pe întuneric. Și acum, ca și la plecare, îți repet, ai grijă, te iubesc. Mami.